Capitolul 34. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Dă porunca aceasta copiilor lui Israel și spunele: Când veți intra în țara Canaanului, țara aceasta va fi moștenirea voastră, țara Canaanului, ale cărei hotare iată-le. Hotarul din partea de mieză zi va începe din pustia Țin, lângă Edom. Astfel, hotarul vostru de mieză zi va începe de la marginea Mării Sărate spre răsărit se va întoarce la miază zi de înălțimea Acrabim, va trece prin Țin și se va întinde până la miază zi de Cades Barnea. Va urma mai departe prin Hazar Adar și va trece spre Ațmon. De la Ațmon se va întoarce până la pârâul Egiptului și va ieși la mare. Hotarul vostru dinspre Apus va fi Marea Cea Mare, Mediterana. Aceasta va fi hotarul vostru la Apus. Iată care va fi hotarul vostru spre miază noapte începând de la Marea Ceamare, să trageți hotarul până la muntele Hor. De la muntele Hor să-l trageți prin Hamat și să ajungă până la Tzedad. Să urmeze mai departe prin Zifron ca să ajungă la Hazar Enan. Acesta să vă fie hotarul înspre miază noapte. Să vă trageți hotarul spre răsărit de la Hazar Enan până la Șefam. Să se pogoare din Șefam spre Ribla la răsărit de Ain. Se va pogorâ și se va întinde de-a lungul mării Kineret, Genezaret, la răsărit. Se va pogori iarăși spre Jordan ca să ajungă la marea sărată. Aceasta va fi țara voastră cu hotarele ei de jur împrejur. Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel și a zis. Aceasta este țara pe care o veți împărți prin sorți, și pe care a poruncit domnul sodia celor nouă seminții și jumătate căci seminția fiilor lui Ruben, după casele lor părintești, și seminția fiilor lui Gad, după casele părinților lor, precum și jumătate din seminția lui Manase, și-au luat moștenirea. Aceste două seminții și jumătate și-au luat moștenirea din coace de Iordan în fața Ierihonului înspre răsărit. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Iată numele bărbaților care vor împărți țara între voi, preotul Eleazar și Iosua, fiul lui Nun. Să mai luați câte o căpetenie din fiecare seminție ca să facă împărțirea țării. Iată numele bărbaților acestora. Pentru seminția lui Iuda, Caleb, fiul lui Efune. Pentru seminția fiilor lui Simeon, Samuel, fiul lui Amihud. Pentru seminția lui Beniamin, Elidad, fiul lui Chislon. Pentru seminția fiilor lui Dan, căpetenia Buchi, fiul lui Iogli pentru fiii lui Iosif, pentru seminția fiilor lui Manase, căpetenia Haniel, fiul lui Efod, și pentru seminția fiilor lui Efraim, căpetenia Chemuel, fiul lui Shiftan, pentru seminția fiilor lui Zabulon, căpetenia Elițafan, fiul lui Parnac. Pentru seminția fiilor lui Isahar, căpetenia Paltiel, fiul lui Azan. Pentru seminția fiilor lui Asher, căpetenia Ahihud, fiul lui Shelomi pentru seminția fiilor lui Neftali, căpetenia Pedahel, fiul lui Amihud. Aceștia sunt aceia cărora le-a poruncit Domnul să împartă țara Canaanului între copiii lui Israel.